După modelul de la Preutești, când un sfert din proprietarii de câini din Bahna Arin au fost amendați pentru că își lăsau animalele să iasă din gospodărie, spre nemulțumirea celorlalți săteni, acum și primăria Suceava încearcă să introducă normalitatea și în rândul proprietarilor de câini de companie din oraș. Lucrăm la un regulament privind întreținerea circulației a câinilor cu stăpân din municipiul Suceava. Și la câinii cu stăpân, tot așa, mă rog, lasă de dorit această gestionare. Ce presupune acest regulament? Identificarea lor, declararea acestor câini, modalitatea de circulație a lor prin oraș, trebuie să fie, dacă sunt mari, dacă sunt periculoși, trebuie să aibă lesă, trebuie să aibă bodniță, la fel accesul lor în parcuri, aici se prevede în acest regulament că dacă sunt câini mai mari de 15 kg, interzis accesul lor în parcuri, sigur în parcuri de regulă sunt copii mici și să avem serioși, că oamenii mari când trecem prin un câine mare avem o tresărire, dar nu cred că putem traumatiza copiii mici în parcuri. Și sigur că să ridice dijecțiile, să mături în urma câinilor, așa cum se practică în toate țările civilizate și nu numai și la noi în multe orașe din țară. Și sucevenii care locuiesc la casă și au câini în gospodărie trebuie să fie atenți la prevederile din noul regulament. Animalele trebuie să fie sterilizate și microcipate, iar primăria și asociația Firfoten îi vor sprijini pe suceveni să facă aceste proceduri gratuit. Primăria, împreună cu Asociația ProAnima, împreună cu Colegiul Medicilor Veterinari, vom face o campanie, suntem în discuții și cu Firfoten, care promit că sunt alături la această campanie, în care să facem o acțiune de sterilizare a câinilor la casele particulare, pentru că degeaba... Ce se întâmplă dacă nu-i declară? Sunt amenzi, sigur că sunt amenzi. Nerespectarea acestor prevederi va atrage cu sine și amenzi. Este vorba despre sume cuprinse între 100 și 1600 de lei în funcție de abatere. Noul regulament se află încă în dezbatere publică. Acesta mai prevede ca în gospodării să fie ținuți maximum 2 câini și pui doar în primele 2 luni de viață. Cât despre câinii de la bloc, asociațiile de proprietari sunt mandatate, în baza regulamentului, să stabilească cote de participare la cheltuielile comune pentru animale. Cât despre câinii fără stăpân, primăria susține că au fost strânse de pe străzile orașului 1200 de animale. Mai sunt niște discuții interminabile și pe asociațiile de proprietari. Trebuie să declarați, trebuie stabilit o modalitate de gestionare a acestor câini și la nivelul asociațiilor. Sunt mulți oameni care vin și reclamă că nu știu care are 2 câini și consumă mai multă apă pe scară și îl pune mai puțin la întreținere. Sunt niște lucruri care merită de discutat. El sigur că este în dezbatere publică, mai poate fi îmbunătățit, dar este o problemă care eu zic că este binevenită și în ceea ce privește gestionarea câinilor cu stăpân.